Bună ziua, dragi prieteni! Astăzi o să auziți o poveste adevărată, cum n-ați mai auzit, pentru că este unicat. Despre minunile Sfântului Mina, făcute pentru mine, pentru soția mea, deci pentru familia Schinteie. O să fie ceva cu totul deosebit, de aceea rămâneți alături de noi, pentru că acum mi-amintesc de o întâmplare cu totul de excepție. Dragii mei, se știe că atunci când ai nevoie de ajutorul unui sfânt, trebuie să citești acatistul. Noi spunem, faci acatistul Sfântului Cutare. Asta înseamnă să-l citești. De obicei se recomandă cam 40 de zile. Dar să vedeți minune cu Sfântul Mina. De ce am icoana aceasta în față? Înainte de a vă spune povestea, trebuie să vă spun cine este Sfântul Mina. Sfântul Mina este cel mai cunoscut sfânt egiptean. A fost soldat egiptean în armata romană și a fost martirizat pentru că nu s-a dezis de religia creștină și a ajuns să fie foarte cunoscut în ortodoxie și nu numai datorită minunilor care le face și este cunoscut ca un sfânt grabnic ajutător. Dar atenție, să vedeți cum l-am cunoscut noi mai bine pe acest mare sfânt egiptean creștin. Dragii mei, eram în anul 1997 la București, locuiam acolo pentru că lansam formația Macos. Am scos două albume discografice, unul pe casetă și unul pe CD, printre primele CD-uri din România. Dar nu vom vorbi despre formația Macos acum. Ce vă spun, ca să știți, noi locuiam acolo în chirie, în cartierul Titan. Și în discuția aceasta, în povestea mea, o să rog și pe soția mea, Maria Cornelia, să intervină atunci când este momentul, că pur și simplu povestim acum la un live. Ce mi-amintesc, aia vă spun. Bineînțeles că o să te aprob. Așa, așa. Să vedeți cum s-a întâmplat. Stăteam în chirie și noi aveam valută ca să plătim chiria. Erau dolari, erau mărci atunci. Dar gazda noastră a zis, odată zicea că vrea dolari, odată că vrea mărci, odată că vrea lei. Și la un moment dat, la întâmplarea aceasta, a vrut lei. Dar noi n-aveam decât mărci. Era cam 200 de dolari chiria în cartierul Titan, unde stăteam noi acolo. Și ne-am dus să schimbăm. Nu știu cum am ajuns, prin ce întâmplare, în cartierul Obor, lângă piața Obor. Și am găsit o casă de schimb, bineînțeles, ne-am dus înăuntru, am văzut care este cursul de schimb valutar și lângă mine apare un domn care avea dublu vârsta mea, aveam vreo 25 de ani pe atunci. Deci el avea un 50. Cam așa ceva, îmbrăcat așa destul de elegant, nu părea un cerșetor, nu părea sub nicio formă un om răvăitor și zice, domnule, vă schimb eu și vă dau mai mult cu nu știu cât. Eu am nevoie de niște mărci. Noi aveam mărci atunci, da. Zic, îmi pare rău, nu pot eu direct la casa de schimb, nu știu ce, domne, dar îți dau mai mult, zice. Dumneata o să câștigi dacă faci schimbul la mine, că am mare nevoie, că sunt oameni încălzit. Și urgență și nu știu ce. Nu, că eu știam că numai la casa de schimb pot să fac, îmi dă și chitanță și așa mai departe. Gândiți-vă că eram în anul 1997. Atât a insistat omul ăsta și părea un om așa de serios și am zis, bine, hai să fac și eu un bine, un amărât de bine. Caserița n-a zis nimic, am ieșit afară, am făcut schimbul, mi-a dat banii, i-am dat banii. El se grăbea că avea o urgență, că de aia și vrea să schimbe, dacă ții minte. Așa. Și a plecat. Până ei să numărăm noi banii, el a și plecat. A plecat cam repede nenea asta. Când iau să număr banii, pe o parte lei, la mijloc, ziare, pe spate încă o bagnotă de lei. Mie nu mi-a venit să cred, dar mai număr o dată, poate nu vezi bine. Și am început să numărăm la ziare, nu, am glumit. A fost un șmen. Ce se întâmplă? S-a profitat de noi, bineînțeles, prin insistență, de aceea trebuie să fii puternic și când insistă cineva. Și m-am dus repede după el. El a început să fugă după niște blocuri. L-am urmărit câțiva zeci de metri, după care l-am pierdut. Știa pe unde să fugă omul. Vai de mine ce necaz. Mare necaz, oameni buni. A fost pur și simplu
supărați rău de tot pentru că erau ultimii noștri bani. Deci nu mai aveam cu ce plăti chiria. Și nu erau 2-3 lei, erau cam 200 de dolari în 97, erau bani. Erau bani frumoși și acum. Și acum sunt, dar atunci parcă erau și mai valoroși. Erau o sumă importantă. Problema nu era că am pierdut banii, problema e că nu mai aveam alții să punem în loc. Da, și eram foarte distruși. Dar noi ce ne-am gândit? Măi, oameni. Direct la biserică. Dar înainte de a merge la biserică, să-ți amintesc că ne-am dus la poliție. Am căutat polițistul de sector. Da, ai dreptate. Că ne-am agitat, măi, să fugă după el, că totuși am fost fraieriți, șmecheriți. Am văzut un polițist care patrula acolo și domnul polițist, dar ce s-a întâmplat? Aminte asta, ne-a păcălit cu banii, ce-mi pare, nu vă pot ajuta, pentru că eu am sectorul până aici. Da, era chiar câțiva metri, noi ne-am șocat. 5 metri. Măi, omule, zic că poate visez, poate... Nu, am crezut că nu vrea să se bage. Nu vrea să se bage, omule, clar. Dar e polițist, îl plătim din banii noștri, trebuie să-și facă datoria. Îmi pare rău, dar vedeți că e colegul acolo, patrulează, vorbiți cu el, că noi zic, zice, vă spun, eu n-am voie, până aici trebuie să... Aici e sectorul meu. Bineînțeles că nu l-am crezut și am plecat. L-am găsit pe celălalt polițist și am spus povestea repede într-o suflare. Să se ducă repede, să-l prindă. Să-l prindă. Zice, domnule, n-ai cum să-l prinzi, că ăsta a fugit prin cartier. Nu putem să dăm așa de el. Dar ce, cine sunteți, ce ați făcut? I-am explicat, zice, domnule, ați greșit. Dar zice, nu sunteți singuri, pentru că omul ăsta care probabil e de meserie și și-a făcut, dar cine știe de unde e? O fi venit din provincie și păcălește oameni și fuge, o fi de aici, nu știm nimic. Zice, oricum n-aveți nicio șansă să recuperați banii de la șmenar. Eu, ca polițist, n-am văzut pe nimeni să recupereze vreodată banii de la vreun șmenar. Bine, am plecat. Zice că mai păcăli și doamne, o doamnă... Ai zis atunci sau... Acum, da, că cum să ne aducă nouă banii când... Că zic, da, doamne, dar noi avem nevoie de bani, că suntem vai și amar de capul nostru. Păi ce vai și amar, că a păcălit și o doamnă care era handicapată și a primit 5.000 de dolari de la o fundație de binefaceri să-și cumpere un căruț nou din Germania. Electric ceva. Așa, da. Și a păcălit-o și pe săraca beata doamnă. Da, păi cum să te mai aștepți tu să mai primești banii sau da, să... Da, zicea că nu mai și-a putut recupera banii chiar dacă a avut pile foarte sus. Nu mai amintesc exact când a spus la parlament, la guvern. L-au căutat, nu l-au găsit banii, adios. Deci, luați-vă gândul și altă dată să nu mai pățiți fiți mulțumiți că ați pierdut doar 200 de dolari. Pentru că doamna a pierduse 5.000. Și alte și alte cazuri. Deci atenție foarte mare. Deci noi eram necăjiți, pentru noi însemna mult suma asta, dar acest șmenar a păcălit lumea cu bani mult mai mulți, a distrus pe multă lume. Așa ne-a încurajat domnul polițist. La un moment dat mă gândeam, mă, o fi mână-mână, cum de nu ne-a dat nicio șansă să depunem... De ce poliție avem, eram foarte dezamăgiți, vai de capul nostru, de țara asta și așa mai departe, supărați. Am plecat la biserică. Supărați rău de tot. Supărați rău de triști, eram cerniți rău de tot. Vă dați seama. Și ne-am dus la biserică, unde, în centrul Bucureștiului, pe strada unde a fost ambasada americană, mi-am amintesc eu acum. Pentru că eu mergeam la ambasada americană, am un unchi în Statele Unite și mi-am dat chemare și am fost pe acolo cu vizele, că se cerea vize. Și ne-am dus acolo, am găsit pe un părinte, ne-am bucurat că era preotul acolo și i-am spus povestea și a zis, uite, vă fac eu o rugăciune să vă liniștiți. Și vă recomand să faceți acatistul Sfântului Mina 40 de zile. Păi zic că nu știam cine e Sfântul Mina, dar de unde găsim la acatistul? Zice, e acolo o cărticică mică, nicio problemă, am luat-o și am început să facem rugăciune. Chiar începutul postului mare, ca și acum, și a zis, numai bine, uite, sunt 40 de zile de post, la perfect. Numai bine faceți acatistul Sfântului Mina 40 de zile și o să vedeți cum o să vă ajute. Ne-am dus acasă. Ne-am văzut de viață, dar nu știam ce să facem cu doamna, cum să-i dăm banii. Zic, lasă că o mai amânăm un pic, o fi femeia înțelegătoare și, într-adevăr, doamna a fost înțelegătoare, deși era prima oară când noi am fi putut întârzia cu banii. Dar aveam nădejde mare la Dumnezeu. Am studiat cine este Sfântul Mina, cât de cât, scrie și în acatist câteva cuvinte frumoase, un fel de prezentare, și am început să citim acatist. Eu vă spun mai pe scurt.
Pe la sfârșitul postului am avut treabă în oraș, în București, locuind, să cumpărăm ceas. Se găsea numai în obor. Păi era aproape de Paști, deja trecuseră câteva săptămâni. Nu mai știu ce o trebuia să cumpărăm. Și țin minte că ne făceam cumpărături cineva. De Paști. Da. Da. Și ne-am dus tot în obor pentru că era o piață mai ieftină și probabil, găseai de toate. Da. Și hai să mergem la obor, parcă era într-o luni, după cum îmi amintesc eu. Și era chiar în săptămâna mare. Așa, săptămâna mare era. Și am ieșit de la gura de metro. Și pe lângă mine trece o persoană pe care eu nu am văzut-o, atenție, a trecut pe lângă mine prin laterala asta mea, dar am simțit-o. Și am simțit că e persoana care m-a șmenit, m-a furat, m-a înșelat. Când mă uit, am văzut persoana din spate. Nu mai era îmbrăcată la fel cum era, nu mai avea freza aceeași, nu aveam cum să-l recunosc după figură. Deși am cât de cât o memorie vizuală foarte bună, că sunt fotograf de mic copil, și pictor portretist, nu ca laudă, dar vă spun ca să înțelegeți că îmi recunosc figurile foarte bine și după mulți ani. Și îi zic soției, uite pe jmenarul. Da. Care? Zice ăla. Îl vede, dar zice, e cu spatele, de unde știi? Mi-amintesc că chiar ziceam, măi, să nu confundăm lumea, să nu ne facem de râs, Doamne da, ferește, da, o fi altă persoană. Și se poate întâmpla confuzie, vă dați seama, București ăla e mare, seamănă lumea. Oriunde te duci poți să găsești persoane care seamănă. Zic, el este, măi, ai grijă, zice soția, nu cumva să iei de persoane, mai facem și un bucluc. Nu, el este. Când m-am apropiat de el, l-a sesizat și și-a dat seama și a luat-o în viteză și a plecat pe partea cealaltă. Zic, Doamne, dacă am găsit un polițist. Când mă uit pe trotuar, patrula același polițist, care ne-a întâlnit în urmă cu câteva săptămâni. Ca să vedeți încă un lucru minunat. Și minune, eram și pe sectorul lui. Exact, pe sectorul lui. Că altfel iar zicea că îmi pare rău, asta, dar nu pot. Da, avea o dungă. Până aici e sectorul meu, zicea celălalt. Și polițistul ăsta zic, domnule, suntem cu tare, familia care... Da, mi-amintesc de voi. Zic, l-am văzut pe cel care a venit. Unde e? Zic, ia uitați ăla. Când se uită? Ăla, sigur? Da. A, zice, bravo. Îl știu pe ăsta, îi zice Cocoșel. Cocoșel! Cocoșel, zice nemișoia așa ușor, se face când aude, strigă mai tare. Cocoșel! Cocoșel! Vino aici! N-a avut încotro, s-a oprit. Aoleu, zic, l-a oprit. Vine Cocoșel și spune așa. Măi, polițistul, tu le-ai luat la acești copii sau oameni, nu știu cum a zis, $200, nu se trăiește. Nu, că eu nu mi-amintesc, că nu fac, că nu știu ce, da. Băi, zice, tipic. Da, tipic. Nu, pe cuvânt, să moară mama, să moară nu știu cine. Tipul era, după fizionomie, era român. Nu era de naționalitate. Dar comportamentul era dezastros. Era dezastros. Și că nu, că nu, că să moară, că nu știu ce. Zice, fii atent la mine. Copiii ăștia nu mint. Aduci bani. Astăzi e... Era parcă miercuri. Da, miercuri da, era. Da, da. Vineri ești aici cu banii la ora 14. Nu mai țin minte exact. Dacă nu vii, pușcărie te mănânc. Și te și bat. Te bag și în pușcărie. Ai înțeles? Da, să trăiești șeful. Nu știu ce. Să trăiești șeful. Și a plecat. Zice, măi, acum am încercat, zice poliția. Eu mi-am făcut datoria, ați văzut și voi. Mai mult de atâta nu pot să fac, zice. Da. N-am ce să fac, nu l-am prins în flagrant. Exact. Nu nimic, voi ați greșit. Că de tot timpul a zis și în prima zi, a zis, ați greșit, dar nu ne-a condamnat prea tare. Dar a zis, ați greșit, dar eu știam în inima mea că am greșit pentru că știam de acasă. Niciodată nu schimb decât la casa de schimb. Niciodată la persoane necunoscute. Și uite că totuși cazi în capcană. Prin insistență, atenție, că și prietenul ăla cu cornițe tot insistă. Fă, că nu se întâmplă nimic. Și iată că s-a întâmplat. Dragii mei, am plecat acasă și încurajați, dar și puțin încrezători, cum să mai vină asta? Gata, au profitat de ocazie și dispare. Atuns-o, păi da, unde să-ți vină cu banii în mână? Dar era clar că n-avea cum să mai vină, pentru că nimeni n-a mai primit banii înapoi de la oșmenar. Așa știam noi. E, după câteva zile, bineînțeles, vine, ne întoarcem la ora D, polițistul a zis, voi fi și eu aici. Când am coborât iarăși din metrou, am apropiat, am văzut polițistul și am așteptat.
și am așteptat. Vine, nu vine cocoșel. Cocoșel nu vine. Măi, speram că vine. Cocoșel nu vine. Babi, când colo apare cocoșel smerit, cu capul în pământ și cu bani în mână. Și mă întinde banii și zice, îmi pare rău, îmi cer scuze. Zic, uite care e situația. Nu știu cum îl cheamă, domnul cocoșel. Eu aveam pregătit la mine cu soția, am cumpărat ceva pentru el. Și am luat cărți de rugăciune, am luat acatistul Sfântului Mina. Și am spus, nu știu dacă ești religios sau nu ești religios, dar de azi înainte îți recomand să fii. Pentru că faptele dumneatale nu sunt cum trebuie. Și nu e bine să-ți câștigi pâine, poate ai și copii și așa mai departe din furat. Asta este un fur și multă lume, necazul. Multă lume suferă și suferă cu adevărat. Sunt necazuri, poți să provoci un necaz, o boală la cineva dintr-un necaz. Și am ținut eu o mică teorie acolo și am dat drum, am zis mulțumesc și am plecat. Polițistul și-a făcut semnul crucii. Cum mă vedeți pe mine, cruci așa serioasă, adică făcută cum trebuie, dar a zis, domnule, eu nu sunt un om religios. Dar, de astăzi înainte, cred. Pentru că pe dumneata, cineva acolo sus te iubește. Am văzut minunea. Omul ăsta niciodată n-a făcut o faptă bună în viața lui, de când îl știu eu. Dar acum că a venit, e clar o minune. E ceva care eu nu am mai văzut. E prima oară că vine cu bani în mână. Și l-am, da. Pentru îți poți imagina. Film, oameni buni, era un film. Deci pur și simplu a venit, pur și simplu direct. Noi ne-am dus vineri, dar eu n-am crezut da, că vine cu bani. Da, ne-am făcut partea noastră. Bineînțeles, da. Eram pregătiți, așa e, și să nu primim bani, bineînțeles. Și atunci mi-am dat seama de puterea lui Dumnezeu prin Sfinții Lui și prin rugăciunea Sfântului Mina. Pentru că dacă vei citi în cartea și acatistul Sfântului Mie și minunile Sfântului Mie, veți vedea minuni și mai mari. Și țin minte că după ce ne-a dat banii, ne-am dus la biserică, ne-am dus să-i mulțumim lui Dumnezeu și Sfântului Mina și dacă ți-amintești, când am ieșit noi din biserică, pe cer s-a făcut, dacă ți-amintești tu, o horă de nori cu cruci. Da, uite, acum am fac da. Și o zemă cu da. Uite, acum mi-am adus aminte, că totuși sunt atâția 97, peste 20 de ani de atunci. Și am desenat acel da. Cer, da. Pentru că nu aveam aparat de făcut fotografii. Îți mulțumesc că mi-ai amintit pentru și că... Și ai zis, uite, domnule, minunea lui Dumnezeu, da, cum ne arată în Vinerea Mare, când am primit noi banii. Exact. Da. Hai să vă explic cum era. Așa de bucuros eram. Bineînțeles, i-am mulțumit și la domnul polițist. Datorită lui, practic. Nu puteam să recuperăm noi banii fără el. S-a întâmplat asta. Prin el a lucrat Dumnezeu și Sfântul Mina, care a fost și el militar și polițist. Era tot în uniformă militară. Fac eu acum o legătură. Și vreau să spun că pe cer a apărut un nu știu, un nor. Mai mulți nori care stăteau, toți erau semnul ca o horă. Dar crucile erau unite și era ca o coroană așa. Da, ca o coroană. Dintr-un cap și altul în cer. N-am văzut în viața mea așa ceva. Deci așa ceva, cum să spun eu, natural. Acum poate poți să faci pe Photoshop, să faci niște nori. Oameni buni, erau cruci din nori. Cum să se facă, mai rar se întâmplă un fenomen de genul ăsta, o cruce, două. Dar ăsta era un șir, o horă, am zis noi, de cruce. Asta a fost un semn că Dumnezeu a fost cu noi atunci, în ziua aceea, în Vinerea Mare. Și datorită acestor minuni, noi am putut să petrecem unul dintre cele mai frumoase Paști. Sărbători de din Sfintele Învierii. Da. Da, din perioada de la București, când am locuit în București. Iată ce învățăminte putem trage aici. Unul, să îți respecti promisiunea care ai făcut-o la început. Dacă eu îmi respectam promisiunea să nu schimb la persoane străine, de el a profitat de milostenie, de sensibilitate, de, na, prin viteză, prin așa. Bineînțeles că am avut și eu partea mea de vină, că am acceptat până la urmă și minunile care le face Dumnezeu. Aici este problema cea mai importantă de reținut. Căci Dumnezeu poate orice, poate să mute și munții din loc și omul, dacă crede, poate să se întâmple orice. Deci noi am făcut cu foarte mare seriozitate acest acatist și după aceea am mai recomandat și la alții și mi-au spus că n-au apucat să facă 40 de zile și le s-a întâmplat minunea. Dar să vă mai spun ceva, după aceea mi s-a întâmplat o minune nouă, o familie și mai mare, am avut un proces. Pentru că se știe că Sfântul Mina este grabnic ajutător la pierderi dacă ți-ai pierdut cheia.
Nu vă mai spun de câte ori ne-am pierdut obiectele și de atâtea ori le-am și găsit datorită rugăciunii. Dar numai momentul în care am zis, Sfinte Mina, ajută-mă să-mi găsesc obiectul respectiv. Numai după momentul acela am găsit obiectele, dacă îți amintești. Da, pare lucru banal, ți-ai pierdut o cheie, nu știu ce, sau nu știu, un bix, orice. Vă spun, treceam pe lângă el și nu-l vedeam sau ceva, îl căutam peste tot, eram disperat, sau lucruri importante, nu? Acte, documente. Atâta se zice, Sfinte Mina, ajută-mă să găsesc, te rog frumos, Sfinte Mina. Și începi o rugăciune scurtă în gândul tău, dacă n-apoci să faci acatistul. Și Sfântul Mina te ajută. Dar vreau să revin. La proces. Proces. La proces ajută. Noi am avut un proces în familie foarte greu. Cum se numește asta? Dezmembrare de teren, de casă, de nu știu ce. Nu vă spun despre el. A fost foarte greu cu familie, rude. Era greu din toate punctele de vedere. Și am făcut acatistul Sfântului Mina. Fraților, familia cealaltă avea cel mai bun avocat din județ. Superstar. Și noi am avut un avocat bun, dar nu avea renumele acestea. Dar am avut un avocat credincios. Asta e bine de precizat, pentru că doamna avocat a fost foarte și este foarte credincioasă, acum este procuror, extraordinar de credincioasă și împreună cu rugăciunea și cu sfinții a mers. Că și dânsa se roagă, dânsa citește acatiste și este un om foarte credincios. Dumnezeu să-i dea sănătate. Și vă spun ceva, acel proces l-am câștigat după ani de judecată, pe dreptate, cu ajutorul Sfântului Mina, dezmembrarea în fapt era imposibil de făcut după logică umană. Dar la Dumnezeu nimic nu este imposibil și în ziua când s-a făcut dezmembrarea, am zis, Doamne ajută-ne, Sfinte Mina ajută-ne, și când au venit executorul judecătoresc, eu am văzut un călugăr că trecea la noi pe stradă. Vă dați seama, în localitatea Covazna, să treacă un călugăr, aici sunt mai mulți de alte naționalități și de alte credințe, dar în ziua aia, la ora de, trece un călugăr pe stradă, bătrân cu barbă albă, și mă duc să rămână, părinte, binecuvântați. Eu m-am aplicat să mă binecuvânteze, dânsul mi-a luat mâinile așa în cap, ca pe o menghină, și m-a sărutat aici pe frunte. Și a zis, Dumnezeu să te binecuvânteze în tot ceea ce vrei tu să faci. A plecat părintele, mi s-a părut așa că visez, și m-am întors și s-a rezolvat problema. Iată, oameni buni, cum lucrează Dumnezeu atunci când te rogi la El și cu credință și când crezi că orice se poate întâmpla, dar atenție, trebuie să fie pe dreptate, să nu cumva să fie pe nedreptate, că nu aveți nicio șansă. Deci, dragii mei, asta a fost una minune și mai mare. Și puterea Sfinților. Puterea Sfântului. Care face legătura între tine și Dumnezeu și pune o rugăciune pentru tine. Bineînțeles că l-am luat ca Sfânt Ocrotitor. Mai avem și alți sfinți, o să vorbim în data viitoare despre alți sfinți ocrotitori și minunile care s-au întâmplat. Dar Sfântul acesta, Mina, ne-a ajutat foarte mult. Și ca să vedeți un lucru foarte interesant, după ani de zile îl cunoaștem și ne devine ocrotitor spiritual și rugător pentru noi, Părintele Mina Dobzeu. Iarăși legat de Sfântul Mina, Părintele Mina Dobzeu de la Huș, cel care a fost disident politic și în închisoarele comuniste l-a botezat pe Nicolae Steinhardt, filozoful Nicolae Steinhardt, devenit mai târziu Părintele Nicolae de la Rohia. Și de atunci, până în vecie, suntem prieteni și legați. Și legați sufletește de Părintele Mina Dobzeu și de Sfântul Mina, acest ocrotitor. Și Sfântul Mina Dobzeu, eu pot să spun de pe acum, această înregistrare va rămâne. Și vă spun, suntem în data de 3 martie. 2020 și spun să rămână. Părintele Mina Dobzeu va fi Sfântul Mina Dobzeu de la Huș în calendarul ortodox pentru că merită. Pentru că este un sfânt al nostru. Și astăzi sărbătorim 7 ani, eu și cu soția. Uite, acum mi-am amintit că suntem în a treia. În 2015 s-a terminat seminarul. 2013, 7 ani. De când am terminat seminarul internațional de iconografie bizantină la mănăstirea Putna. A, da, și în 2, a treia, am fost hirotesiți într-o icona spre slava lui Dumnezeu și mulțumim celor de la mănăstirea Putna, celor care au binecuvântat această lucrare, pe fiecare după numele lui. Mi-amintesc acum de Părintele
Atanasie Robu, cel care a fost lectorul nostru și cel care a propus irotonia, nu numai noastră, au mai fost 5 persoane, inclusiv o tânără din Grecian. Și le mulțumim acum, că uite, acum ne-am amintit, efectiv. Este extraordinar pentru că au trecut 7 ani de atunci și suntem tare bucuroși că putem să slujim lui Dumnezeu în continuare și să nu uit pe Părintele Stareț, Melchisedec Veni, care a dat această binecuvântare, și să nu-l uit pe Părintele David, cel care a făcut rugăciunea de hirotesie pentru iconari. Deci, dragii mei, iată Dumnezeu cum lucrează din om în om, din sfânt în sfânt. Aici nu e povești din acestea fictive sau ficțiuni, și ele sunt frumoase, dar uitați realitatea, realitatea. Și această înregistrare vreau să rămână mărturie peste timp, pentru că noi l-am trăit și l-am simțit. Nu știu dacă vă dați seama, de am și emoții și acum când îmi amintesc câte mi-a ajutat Sfântul Mină. Și ca să vedeți că poate să ajute și la lucruri mari, dar și la lucruri mai mărunte, care nu, la momentul respectiv nu mi se par mărunte. De exemplu, de câte ori pot să râdeți, acum chiar nicio problemă, dar eu când merg într-o parcare aglomerată undeva într-un oraș mare, înainte de a intra în parcare, zic, Sfinte Mine, ajută-mă să găsesc loc de parcare. Și? Și mă duc pe un rând și găsesc un loc. Iar dacă nu e loc, în momentul când eu mă apropie de rândul respectiv, cineva iese din parcare și mi se face loc. Deci eu văd puterea lui Dumnezeu. Nu e nimic magic aici, ca în poveștile acestea pentru copii, ci este lucru adevărat. Crede și ți se va da. De aceea, dacă doriți să aveți o icoană cu Sfântul Mina, pictată de noi, puteți să ne contactați, este foarte simplu de contactat. Prin telefon, prin e-mail, prin WhatsApp. Și am să și spun aceste coordonate, pentru că unii dintre dumneavoastră vor vrea. Cât trăim noi aici pe pământ, suntem dispuși să vă pictăm aceste icoane dorite de dumneavoastră. Telefonul este 0745 012 332, și ca să vă notați, vă mai spun o dată numărul: 0745 012 332. E-mailul este matei.schinteie, cum se aude, @gmail.com. Repet, matei.schinteie, fără U, nu există litera H, schinteie, ca la schiuri se scrie, schinteie@gmail.com sau gmail pe românește.com. Bineînțeles că puteți să ne contactați și pe WhatsApp. Vă dorim să aveți multă pace sufletească. Suntem în postul Paștelui, în anul 2020, acest an binecuvântat de Dumnezeu, și să nu vă fie frică de nimic. Să fiți puternici în credință, să fiți sănătoși, și mulțumesc soției mele, Maria Cornelia Schinteie, cea care m-a completat atât de frumos. Mai e ceva de spus sau? Păi, cred că am spus tot. Tot ce a fost important. O să mai revenim și cu alte filmări, și cu alte povești, și cu alte minuni care ni s-au întâmplat în viață. Așa că țineți aproape. Rămâneți de pe noi. Canalul nostru de YouTube. Atenție, avem și canale de YouTube. Haideți să le spunem și pe ele. Este vorba despre Schinteie Art. Alt canal de YouTube se numește Revista Pozitiv. Cine vrea să intre, să aboneze pe canalele acestea, poate să se aboneze și pe canalul Matei Schinteie. Și mai am un canal care se numește Știri Ortodoxe. Pe aceste canale de YouTube puteți să vă abonați, este absolut gratuit, și putem ține legătura și pe Facebook, mă găsiți foarte ușor. La revedere, Sfântul Mina să fie cu voi, cu toți. Amin. Amin. Doamne ajută!